Din deșteptarea la Europa FM, e marți, avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața, George! Bună dimineața, Viața. Vlad! Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, stimați ascultători! Ce se va întâmpla la Chișinău? Ce se va întâmpla în Republica Moldova? Este o întrebare care îi frământă pe români. Chiar dacă, desigur, multe voci din România, chiar și de politicieni importanți, susțin că, de fapt, totul este doar o... este un joc politic al guvernului de la Chișinău, al regimului Maia Sandu, și că de fapt nu există niciun fel de pericol. Bun, fiecare are opinia lui. Am vrut să vorbim cu cineva de la Chișinău, nu doar autorizat, ci și care prin profesie și prin ceea ce s-a dovedit în ultimele decenii, nu ține cu nimeni, are o distanță critică față de putere, indiferent de culoarea partidelor sau de persoane. E vorba despre un ziar de investigație de la Chișinău. E foarte interesant. În Republica Moldova, cel mai important ziar, dintre toate ziarele, cel care are cel mai mare tiraj, este un săptămânal care se numește Ziarul de Gardă și care este dedicat investigațiilor. Deci nu e un tabloid, nu e un ziar de divertisment, este un ziar care în mod sistematic de foarte multă vreme face investigații și încearcă să rămână cumva în afara jocurilor politice. Și am discutat cu, de fapt am discutat, am rugat-o să scrie pentru Libertatea și articolul deschide astăzi ediția Libertății pe directorul Alina Radu, așa se numește directorul ziarului de gardă. Ea a început așa, într-un stil foarte... povestea foarte pe scurt a Republicii Moldova și a riscului real de a fi atacată este începută de ea, spunând clar de la început că, pe de-o parte, Republica Moldova este un stat sărac, împotmolit în multiple crize de ordine economic și financiar, îngenunchiată, practic, de felul în care clasa politică din Republica Moldova a gestionat țara în ultimele decenii. Deci nu există nicio scuză, și au făcut-o cu mâna lor, inclusiv prin votul pe care oamenii l-au dat de-a lungul anilor celor care au condus succesiv Republica Moldova. Îngrijorarea, una dintre îngrijorările care și pe noi ne frisonează așa, este asigurarea Rusiei că nu va ataca. Adică ori de câte ori Rusia asigură ferm deschis. Da. Declară că nu invadează, trebuie să te pregătești, să-ți încarci pușca. Exact. Adică să ne amintim ce s-a întâmplat acum un an când le erau numărate tancurile la graniță de către sateliți americani și spuneau, nu, cum exact. E o invenție occidentală, cum? Exact, da. V-am atacat noi vreodată pe cineva? Da, exact, plus asta. Dar astea sunt declarații serioase pe care le fac oficii. Rusia n-a atacat niciodată în istoria ei pe nimeni. Este... mă rog, exact. Din păcate, exact. Din păcate nu e de râs, da. Exact. Deci această asigurare a Rusiei că nu va ataca e primul lucru ciudat în toată povestea asta. Mai e un lucru pe care îl sesizează din Moldova, acasă e important să vorbești, să dai cuvântul oamenilor care trăiesc acolo, care știu exact toate discuțiile și nuanțele. Sergei Lavrov a enunțat public că Moldova practic este analizată din punctul de vedere al ostilității, spun ei. Și argumentul lui a fost față de Rusia că se rupe spre NATO, deci și uneori limbajul involuntar este genial pentru că e clar de ce se rupe de voi, adică da. E limpede ce credeți voi despre da. Moldova că ar trebui să rămână în brațele voastre și președinta, noua președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, citez, are cetățenie românească, europeană. Pe bună dreptate se întreabă jurnalista de la Chișinău, ok, care norme ale diplomației și ale dreptului global te încurajează să ataci un stat pentru cetățenia pe care o deține președintele statului respectiv? Plus că observația lor este foarte bună, pentru că sunt cunoscute datele acolo foarte bine și în Chișinău și în Rusia și în Ucraina. Enorm de mulți dintre membrii elitei rusești dețin proprietăți în Occident. Da, exact. Propagandiștii ruși dețin proprietăți în Occident, da? Nu doar dacă dețin în Crimea, da? Mai puține în Crimea decât în Italia. Mai puțin cetățenii sunt copiilor, sunt cetățeni ai statelor occidentale.
state UE sau chiar Marea Britanie, care nu mai e UE, da? Deci, dar oricum, state membru al NATO, inclusiv, e vorba de ministrul Lavrov, el deține, amintește jurnalistul la Chișinău, proprietății Marea Britanie și... iar iubita lui este milionară, da. Iubita lui este multimilionară și cu afaceri și proprietăți în Occident. Exact. Observația fundamentală este următoarea. Rusia, spune jurnalista Alina Radu din Chișinău, nu și-a respectat vreodată cuvântul când s-a simțit limitată de acesta în planurile sale de a domina sau în planurile sale de expansiune teritorială. În acest context, reamintim faptul că Rusia are desfășurată în Transnistria, care e teritoriu, până un alt teritoriu Republicii Moldova, trupe rămășițele armatei A-14-a și că a semnat în două rânduri acorduri de retragere în termen clar acestor trupe, acorduri pe care nu le-a respectat niciodată, sub motivul că nu au fost ratificate de Parlamentul de la Moscova. Exact acest lucru asupra lui insistă. În 92, Rusia a pornit un război armat. Că moldovenii se întreabă, ok, când e ultima oară când ne-au atacat? În 92. Da. Și CEDO a stabilit atunci, în cazul prizonierilor de război din grupul Ilașcu, că Federația Rusă s-a implicat armat în acel război care a născut transnistrizarea Moldovei, apariția zonei Transnistriei despre care vorbea Vlad, stimați ascultători. Niciodată Rusia nu și-a recunoscut vina și Dar, în 94, într-adevăr, și-a luat primul angajament oficial în fața comunității OSCE, din care a făcut parte și ea și care a funcționat, acolo promisiunile și tratativele au funcționat inclusiv pe vremea războiului rece, vreme de 50 de ani, da? Și a făcut promisiunea, într-adevăr, că își va retrage armata și armamentul din regiunea transnistreană. Nu s-a întâmplat asta niciodată în următorii 30 de ani din momentul în care a semnat respectivele înțelegeri, da? Da. Rusia se declară indignată de faptul, adică se simte amenințată de extinderea NATO, uitând să precizeze că țările din estul Europei care au intrat în NATO au făcut asta adaptându-și legislația, modernizându-și forțele armate, luându-și angajamente diplomatice, strategice și trecând printr-un proces care a durat ani și ani de zile. Vă reamintesc ce dezamăgire a fost în România când nu am fost primiți în primul val de extindere a Alianței Nord-Atlantice? În timp ce deci țările care vor în NATO trebuie să muncească serios pentru asta. În timp ce iată o țară care are trupe rusești pe teritoriul ei și cere de zeci de ani deja ca acestea să se retragă, este ignorată. Iar Rusia nu-și respectă propriile angajamente de retragere a acestor trupe. Iar unul dintre predicatele majore ale propagandei rusești și în România este următorul. Da, dar în 89, când s-a dărâmat zidul, s-a promis că aceste țări vor rămâne neutre și în aria de influență neclară. Și da, stați un pic, cineva, adică nu vă supărați, în numele polonezilor, românilor, cehilor, ungurilor, ucrainienilor, vi s-a promis vouă, adică cine ne-a hotărât nouă destinul, nu există fără un ca document. Noi să putem opta pentru ceea ce, cu felul în care vrem să trăim și cu cine vrem să ne aliem. Nu există un angajament formal clar în această privință. Nici nu putea fi pus pe hârtie. Și... că nimeni nu putea să spună hotărăsc eu, Rusia și America sau Rusia și Occidentul, care este soarta pentru întotdeauna și cum se aliază țările, sute de milioane de oameni, totuși, din Estul Europei. Evident că nu se putea face așa ceva, că n-ai este, cum să este decizi un extras, o frază extrasă dintr-o conversație a secretarului de stat american cu Mihail Gorbaciov pe vremea când URSS exista. URSS s-a dispărut un an mai târziu, așa că e foarte slab acest angajament. E o promisiune într-o discuție confidențială față de un stat care nu mai există. Da, mulțumesc și foarte numele mult. Numele unor state care nu puteau să niciun guvern nu putea lua angajamentul ăsta în numele poporului său. Bun. Închei. Te rog. Cu această informație dinspre Chișinău, nu e de glumă în sensul că oamenii își fac planuri.
Deci ei au planuri, instituțiile au planuri și nu se referă jurnalista din Chișinău. E interesant, articol puteți citi pe libertatea.ro doar la stat, da? Aici nu se referă la firme private, la oameni în sine, la familii. Oamenii își fac planuri, da? Evident că prima țintă este România, de prima destinație dacă Rusia atacă, pentru foarte mulți dintre cei care se gândesc să plece din Republica Moldova. Dar în același timp ne spun așa cu discreție, nu vom sta neapărat pe capul vostru, pentru că avem și noi la rândul nostru, fiecare familie de aici are un frate, o soră, o mamă, o verișoară, un unchi, un prieten. În Franța, în Italia, în Germania, citez acum, în Finlanda, oriunde nu ești în lume, dar da, ne punem speranțele în România, evident, și sperăm ca totul să nu se întâmple, însă, suntem convinși că Rusia poate să facă asta în orice moment. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.